Fete versus băieți. Fete. Mi se pare că nu e curat. Mă duc să-l spăl. Băieți. Oleg, ai ceva de spălat? A, mor, stai de mă uit. Nu, nimic nu trebuie, totul e curat. Fete versus băieți. Băieți. Diana, eu am un cadou pentru tine, Matita. Oh, serios? Ce rahat de telefon. Mai bine flori. Fete. Oleg, da. Astăzi este ziua ta și am pentru tine un cadou. Uite. A să vii? Îți plac? Oh, a să meargă după gojii mei. Fete versus băieți. Băieți. Fuck, iar Windows-ul l-a zburat. Sau să-ți dău, e prost, să stricat. Iar trebuie să mă rog reparații, fuck. Fete. Iarăși nu lucrează? Trebuie să-l chem pe Oleg să-l facă din nou. Fete versus băieți. Băieți. Dean, eu în duș mă duc. Bine! Eu gata. Cum atât de repede el măcar s-a spălat? Fete. Eu repede în duș. Poți nu te grăbești, eu stau în laptop. 30 de minute, unde este ea? Să verific eu. Dean, tu gata? Fete versus băieți. Oleg, da. Tu ai auzit muzica aceasta? Care? Nu, no, n-am auzit. Dar tu la piasa ai auzit-o? Bella, ciao, 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 Bella, da. Ciao, ciao. Tu ce asculti asta? Asta nu știu, crezi. Fete versus băieți. Fete. De ce așa de greu? Oh my god, de ce atât de greu? Băieți. Nice. Fete versus băieți. Băieți. Bună ziua, aveți studii superioare? Eu am studii superioare în management, în business și încă două. Gata, ajunge. Experiența aveți în acest domeniu? Eu am experiență. 5 ani am lucrat la lucru. Hai ajunge, n-ați trecut interviul. Pa! Hello darkness, my old friend. Următorul. Fete. Bună ziua. Bună ziua. O, serviciul acesta este dumneavoastră. De mâine ieșiți. Da, eu nu am studii superioare. Nu trebuie nimic pe mâine și să lucru. Fete versus băieți. Fete. Hai că trebuie să... Ce? Serios? Și? Ce a spus? Nu! Serios! Băieți. Alo. Băi, eu sunt ocupat acum. Citesc o carte, da. Hai, mai târziu dacă asta. Hai, pa. Niciodată.
Fete versus băieți. Fete. Am obosit deja. Gata, nu mai pot! Băieți. Fete versus băieți. Fete. N-am cerat curat, trebuie să plec la magazin să-mi cumpăr noi. Băieți. Fac, unde-s cerapii mei? Oh my god, ce aici cu asta? Fuck, și nu murit aici. Și cu vomitarea asta. Oh, ăștia merg. Fete versus băieți. Fete. Frigiderul e gol. Plec pe magazin să îmi cumpăr ceva de mâncat. Sper că e azi ajunge. Băieți. Oh, iar frigiderul e gol. Iar pe magazin trebuie să plec să cumpăr. Sper că o pieță pe lună ne ajunge. Fete versus băieți. Fete. Băieți. Îți place? Da, da, da. E bun. Ai văzut ce-am făcut? Fete versus băieți. Fete. Salutare! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi va fi un video super special. O să vă arăt ce aplicații interesante am pe telefonul meu. Băieți. Pa guys, voi ați cerut partea a doua cu Râgăi Challenge. Haide să încercăm din nou. Râgăi. Prieteni, dacă v-a plăcut acest challenge, scrieți în comentarii și ne-a câștigat. Fete versus băieți. Fete. Să 30. Trebuie să mă grăbesc, la 8 să încep perechile. Băieți. Câte 7:65. Rămase încă 5 minute până la pereche. Mai dorm încă 2 minute, mi-e dor. Și eu și să-mi dau perechi. Fete versus băieți. Olier, hai astăzi să privim un film horror. Dar tu nu-ți speri. Ok. Uite. Dar eu pun la picior, mă. Bine, hai mai repede că eu mă tem. Fete versus băieți. Fete. Trebuie să adaug o poză nouă pe Instagram. Six hours later. Nu e nicio poză normală. Băieți. Trebuie să adaug o poză. Fete versus băieți. Fete. Mi-a pus un like? Cred că s-a îndrăgostit în mine. De să-i pun și eu un like. Băieți. Un like am primit. Dar asta înseamnă, asta cineva vă avea sex.
Fete versus băieți. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm sub acest video 10.000 de like-uri și scrieți în comentarii. Sunteți fate sau băiat? Da. Trebuie din nou să o chem pe Oleg să o facă. Dar eu n-am studii. Să fie mai. Bună ziua! Moi. N-am ce rapi curat, trebuie să... Da, se, Oleg, se! Deru e gol. Yeah.